Sunt Radu Dăsculescu și vă invit ca de obicei când este marți sau joi, ora 19:30, pentru 90 de minute în frumoasa lumea pescuitului. Astăzi vom rămâne ancorați în lumea și în universul pescuitului la crab. Pentru că mi-am propus ca în acest episod să atacăm puțin partidele libere pe carpodrom, unde foarte mulți pescari care nu sunt atrași de competiții merg în pescuitul de plăcere. În acest sens, alături de mine îl avem pe Mihai Max Alexandru, care ne va dezvălui câteva din secretele și comportamentul peștilor pe un astfel de lac, unde cei care plecați acasă cu 3 pești și sunteți foarte fericiți, eu cred că puteți să plecați acasă în urma unei partide unde ați prins 30 de pești și să fiți mega fericiți. Mihai, bun venit din nou la pescuit cu Total Fishing. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să-i lămurim pe cei ce ne urmăresc în această seară de ce nu porți mască. Veșnica mască. Veșnica am mască. Rinită cronică și din cauza asta nu pot să respir foarte bine în spațiile închise în general. Afară o port, deci respect regulile, sau când sunt foarte multe persoane, mi-o pun. Acum suntem doi, avem o distanță destul de mare, dar nu pot să respir din cauza asta. E ok. Altceva nimic. Și acum deja mi s-a înfundat nasul și nu pot să respir, o să respir destul de greu. Am înțeles. Ca un sfat, dacă îmi permiteți, purtați masca, pentru că nu este de glumă, nu este de joacă cu ea, nu ignorați. E clar că și când am fost mici toți și am fost gripați, ne-am pierdut și gust și miros. E o chestiune normală. Însă, asta nu este explicație pentru a nu purta masca, decât dacă ai anumite afecțiuni care îți pot afecta sănătatea. Altfel, purtați-o, pentru că e spre binele tuturor. Ce ne-am propus în seara asta? E bine, ne-am propus câteva subiecte care țin foarte mult de pescuitul pe carpodrom, așa cum am spus. Înainte de toate, nu uitați de concursul nostru de distribuie și apreciază. Sunteți la două clicuri distanță, dacă vreți, de a intra în posesia unui voucher susținut de magazinul Total Fishing cu o valoare de 100 de lei. Intrați pe pagina de Facebook a magazinului Total Fishing. Căutați postarea care anunță emisiunea. Cartonul de emisiune, cum îi spunem noi, da? Ăla trebuie să-l postați la voi pe profil. Live-ul, în timp ce stăm în el, trebuie să-l postați la voi pe profil. Aceste două postări trebuie să fie publice. Setați-vă confidențialitatea postărilor la public, pentru că atunci când verific și intru, să pot să le văd. Dacă nu, nu mi-apar și vă ratați această șansă. Altfel, ca de obicei, avem 3 întrebări de premiat. Fiți ageri, fiți atenți și alături de noi, pentru că vă punem la dispoziție 3 premii susținute de Bucovina Baits, fiecare premiu având o valoare de 200 de lei. Mulțumim frumos, Bucovina Baits, pentru acest sprijin și, așa ca un preambul, pot să vă spun că săptămâna viitoare ne vom vedea cu Alex de la Bucovina Baits și vom discuta despre ce înseamnă Bucovina Baits. Distribuirile sunt foarte clare, ați văzut că în ultima perioadă nu am mai solicitat acest lucru, din contră, în semn de apreciere, ca să nu mai apară discuții cu moderatorii de grupuri, cu administratorii de grupuri, rămâne la aprecierea voastră cum faceți. Eu personal pot să vă spun că în urma verificărilor premiez dacă live-ul este măcar la voi pe profil. Altfel, dacă aveți un grup de pescari pasionați de crab, evident că apreciez și mai mult și vă mulțumesc pentru acest efort de a da un click mai departe și sperăm noi că această informație va ajunge la cât mai mulți pescari. Max, tu ești un pescar cu experiență, nu ești la prima vizită la noi în emisiune. Ești obsedat și de zona de casting, dar aș vrea să nu ne legăm decât de ceea ce tu ai reușit ca performanță zilele trecute. Da, am participat la Co-Casting Cup, ediția 6-a. Cupa organizată de Johan. De Johan. Ok, Johan am Kraus, înțeles. Da. Unde am ocupat locul 3. Okay. O medie de, felicitări. Mulțumesc. Cu o medie de 93 de metri, 40 de centimetri. Un concurs greu, sincer, nu mă așteptam să ies pe podium datorită numelor care au fost prezente la acest casting, în special la categoria greilor, unde am avut concurenți pe care eu îi vedeam pe podium, dar se pare că am fost un pic mai distanțat de ei și am reușit acest podium. Greu sau ușor? Cum a fost? În general, castingul pentru mine este greu, dar când iei podiumul, parcă uiți și devine ușor. Orice concurs este greu, dar când îl câștigi, atunci îți dai seama de cât ai muncit și asta este un rezultat pentru tine. Clar. După câți ani de muncă încep să bifezi podiumurile în zona asta? Sincer să fiu, în 10 ani de casting m-am situat în permanență în primii
5, 7, 7 cred că a fost cel mai slab loc al meu în casting. 7-le. În rest am fost acolo în primii 5. Mă, după părerea mea, în competițiile de pescuit, indiferent de disciplină, consider că dacă ești în prima jumătate a clasamentului în mod constant, pentru că ești și șansă la mijloc până la urmă, sunt și alți factori, ești acolo. Da, da, da. Dacă ești în primii 10, ești și mai bine. Asta e clar, da, întotdeauna. Da. Și contează foarte mult. Însă astăzi să știi că n-aș vrea să vorbim foarte mult de casting și de lansete și de tot. Aș vrea să luăm la puricat, ca să zic așa, povestea asta cu pescarii care merg în partide de plăcere pe un carpodrom. Pentru că aici sunt foarte multe lucruri, din punctul meu de vedere, pe care ar trebui să le putem discuta și să le împărtășim cu cei care ne urmăresc și vă mulțumesc că ne urmăriți și că sunteți alături de noi. Monturi obligatorii, am spus eu ca anunț, pentru că astăzi cele trei teme sunt următoarele. Monturi obligatorii de competiție, lansete și distanțe pe carpodrom, nade și momeli în concursuri. Temele nu sunt alese la întâmplare, pentru că ceea ce Max ne va povesti în seara asta vă va ajuta în partidele voastre de plăcere atâta vreme cât veți dori să țineți cont de sfaturile pe care ni le oferă. Monturi obligatorii de competiție. Știi ce înseamnă obligatorii pentru mine? Ca să te lămuresc. Înseamnă acele monturi fără de care nu ai ce căuta într-un concurs pe un carpodrom. Okay. Sunt monturi care dau randament, care aduc crab la mal și care eu consider că ar trebui să le practice și pescarii de plăcere. Ce înseamnă pentru tine monturi obligatorii de competiție, Max? În primul rând, montura obligatorie de competiție este montura în care ai încredere. Și aici putem să mergem pe mai multe paliere. Montura obligatorie este și în funcție de vreme. Primăvara de vreme avem o montură, vara clar avem o altă montură pentru că crapii se hrănesc cu totul altfel. Iar toamna târziu, clar trebuie să revenim un pic către primăvară. Da? Și acum să dezvoltăm. Primăvara ce înseamnă? Când crapul este, când iese din hibernat, ca să spun așa, nu funcționează la capacitate maximă. Și atunci trebuie să încercăm să-l păcălim, să-l prindem cu o montură fină, cu un cârlig mic, cu un pop-up mic, cu o boabă mică de porumb. Adică să-i dăm exact cât credem noi că ar putea el să mănânce în condițiile în care încă este înghețat. Ok. Când discutăm de monturi de vară sau când și la cantitate și la calitate, că acum concursurile sunt calitate-cantitate sau doar calitate. Primii 5, cantitate, primii 10, da. Da, numai cantitate... numai primăvara de vreme le mai găsim. Da? Și trebuie să ne coordonăm un pic cu regulile concursului. Eu vorbesc acum strict de concursuri. O bilă de 24 cu un cârlig de 1 pentru calitate. O bilă de 20 sau de 16 ca să-l prinzi mai repede pentru cantitate. Da? Cu amnezia sau cu un fir textil cămășuit. De exemplu, anul trecut am pescuit cu fir textil cămășuit. N-am mai pescuit de câțiva ani, de când a venit la modă amnezia sau forfacul acesta din monofilament, ca să-i spunem așa. Da. Da? Și am pescuit și să știi că rezultatele, de obicei, pun două lansete una lângă alta, ca să văd dacă există vreo diferență. N-a fost nicio diferență. Da? Și pe monofilament, și pe textil cămășuit, peștele a intrat la fel. Cămășuit până în ochetul cârligului? Până în ochetul, cam un centimetru deasupra ochetului. Ai ca să poți să-i dai o balama, să poată să-l miște, să nu fie foarte agresivă montura. Că dacă vrem o montură agresivă, mergem pe partea de amnezia monofilament și atunci creăm o agresivitate mai puternică. Hai să construim așa pentru început o montură de primăvară. Ce zici? O montură de primăvară, bineînțeles, la mine înseamnă un pop-up mic, un cârlig foarte... micuți, mai micuți, mai finuți, cu un fir textil simplu. Soft, moale, cămașe. Fără cămașe. Dar de ce pop-up, dacă știm că e o perioadă în care crapii ieșind din hibernare caută să-și refacă stocurile de energie pierdute? De ce nu ceva de nutriție și încep cu ceva de atracție? Vorbesc de partide de plăcere. Da, de partide de plăcere. Pentru asta avem momitor. Și un săculeț atașat cârligului, unde să-i dăm ceva, ca despre asta vorbim. Cum preferi tu, Max, aici? Preferi o abordare cu momitor sau preferi o abordare cu săculeț? Acum două săptămâni am fost la un concurs de 30 de ore, unde am abordat strict momitor, pop-up sau plastic, un enterprise la cârlig și săculeț. Le-am înglobat pe toate. De ce? Ca să evit o potențială nădire
acolo, uh-huh, un loc unde pescuiam, să nu hrănesc peștele mai mult decât are nevoie. Oricum mănâncă puțin acum. Exact. Popapul ăla mic este exact ce trebuie lui, cu un săculeț pus lângă, are câteva boabe acolo de pelete sau de, uh-huh, spărtură sau de un mix de boiles, ceva anume, sau un boile spart. Foarte puțin, foarte puțin. Îl atrage momitorul în momentul în care înțep peștele, după momitor mai cade ceva, mai rămâne în urmă, dar nu foarte mult. Dacă ne apucăm să nădim cu cobra sau să începem să dăm bulgări, clar peștele nu va mai răspunde atât de bine. Asta este părerea și asta ce am văzut eu. Dan, partenerul meu de pescuit de acum 2 săptămâni, m-a întrebat, dăm și cu cobra? E nevoie? Zic, măi, nu e nevoie, că dacă îi dăm, s-ar putea să ia boilesul care e mai atractiv. Bun pentru el, atractiv pentru el, și s-ar putea să nu-ți mai ia cârligul. De ce? Pentru că ia doar o bilă, nu poate să mănânce 20 de boilesuri din patul de nadă și pe urmă să-ți mai găsească și ție cârligul sau să vină și la cârligul tău. Stomacul lui nu permite în momentul de față să sintetizeze o cantitate mare de hrană. Da, și punctează. Un pic de acolo, un pic de acolo, un pic de acolo. Și în stilul ăsta, în 30 de ore, am prins 294 de kilograme de pește. Și am pierdut un pește din toate trăsăturile. Ce montură ai folosit pentru 294 de kilograme de crap? Exact ce am spus mai devreme. Un pop-up mic de 8 sau un Enterprise. Ok. Da? Un fir foarte moale. Hai să facem o montură. Haideți să vedem. Deci, am folosit un fir de la Garner, extrem de moale. Știu că tu pescuiești cu Garner la Capitolul Fire și știu că mai ai și niște probleme moale cu firele și știu că ai pandalie, dacă îmi permiți exprimarea, să fie moale. Te-am văzut și prin magazin și nu numai aici, și în anii trecuți, când bibileai așa la ele, ciuguleai la ele. Exact, trebuie să-l simt, trebuie să simți firul, înțelegi? Pentru că cu cât e mai agresiv pentru tine de primăvară, la fel de agresiv e și pentru pește. Categoric, da. Cu cât îl lași și coboară pe substrat firul și se culcă frumos, șansele sunt mult mai mari de reușite. O chestiune pe care aș vrea să o punctăm împreună este următoarea. Firele dedicate crapului în zona de riguri sunt diferite față de cele de feeder, pentru că am văzut așa o mică transhumanță de la unii la alții. Trebuie să înțelegeți că firele care sunt asignate crapului sunt gândite să absoarbă apă pentru a sta cât mai bine în contact. Firele de spinning, au fost câțiva pescari de feeder care dădeau la crap și au venit să ia fir de spinning, n-au această proprietate. Firul de spinning este atât de bine tensionat încât este gândit să nu absoarbă apă și este foarte probabil să stea destul de ciudat, chiar și pe porțiuni scurte. Aviz tuturor, da? Luați în calcul această informație pentru că este vitală și definitorie în partidele voastre. Pescuiți cu fire asignate crapului. Nu mai luați din zona de spinning pentru că nu procedați corect. Am văzut multe greșeli la capitolul crap cu înaintași de la răpitor. Da. Galben, roșu, am văzut niște culori astea. Nu spun că poate pescarul în cauză are încredere în acel înaintaș, dar totuși un galben. Și firele sunt galbene și înțeleg, dar în majoritatea cazurilor în pescuitul crapului trebuie să fim cât mai camuflați. Nu vede culori, e monocrom. Exact. Reflectă culoarea. Mai ales despre în apele mai limpede. Despre asta vorbesc. Într-o apă, cum e primăvara, că e curată, da? Apa este foarte curată. S-ar putea să ai o problemă cu... Tu încă folosești varnișul de ghidaj. Da. La firele textile, da? Întotdeauna pun. Am văzut colegi de-ai mei care matisează cu firul textil până după vârf, da? Undeva prin zona asta, da? Se duc până aici. Da, nu știu ce să zic. Îngreunează. Cu cât aduci mai multe spire, cu atât îngreunesc cârligul și modifici mecanica. E spira și mecanica. Obligat. Pentru că sunt... Pescuiesc destul de tehnic, ca să spun așa, îmi place ca totul să fie la linie. Da? Ok. Inclusiv monturile cu monofilament și cu fir textil le dau măsuri.
Okay. Întotdeauna când leg ligele, ligele mele în trusă și cei care au pescuit cu mine și cei care mă cunosc știu exact. Am 16 cm, am 7 cm la, de 16 la monofilament la boilers și am 7 cm la momitor. Plastice, la momitor. Da? Pentru că ți este, cu cât ești mai tehnic, cu atât știi exact pop-up-ul pe care trebuie să-l pui, nu-ți cauți în geantă unul mai greu, unul mai mic sau ceva de genul ăsta. Montura pe care o să o fac acum este cea clasică, nodul fără nod. Nimic deosebit, ți-am spus, pescuiesc cât mai simplu și nu mă complic. Da? E evident, trebuie să băgăm căligul pe ochet. E, în condițiile astea, acum eu vin cu varnișul. Îmi place să bag varnișul, mulți l-am văzut, îl bagă pe călic și trag firul prin. Da. S-ar putea să rupi. Okay. Da? Dacă îl bagi pe fir. Intră ușurel, că o să intre. Consider că este mult mai simplu să vii cu vârful cărligul. Imediat vă arăt. Cu vârful cărligului prin el. Corect. Și tensionezi firul în deget. În deget. Așa, mă, pentru că faci diametrul mai accesibil exact. În interior pentru varniș. Foarte simplu. Nu mai ciupești firul. Nu ciupești nici firul și ce crezi? Nu rup nici ghidajul. Da. Și îți rămâne clar și corect acolo. Da? După care... E clar că vine închiderea și o să vedem și închiderea imediat. O întrebare pentru tine. Tu jonglezi cu acest varniș de ghidaj? Îi schimbi poziția în general în timpul partidei sau este fix? Este fix. Întotdeauna rămâne pe cârlig pentru că încerc să echilibrez cârligul. Uh-huh. Și să nu fac alte prostii. Am pentru înțeles. Că s-ar putea să-l duci mai sus și când intră în apă, dacă nu-l verifici, s-ar putea să nu-ți mai stea cârligul cum ar trebui să stea. Ok. Lestarea pop-up-urilor, pentru că fiecare producător de pop-up-uri pune la dispoziție o anumită flotabilitate. Flotabilitatea este generată nu numai de mix, ci și de pigmentul de culoare și de gradul și nivelul de aromă cu care sunt îmbogățite. Asta e clar. Așa este. Da? Diferă de la mix fiecare pop-up. Să știi că m-am întâlnit des cu aceste probleme. Dăm puțin, te rog, cutia de pop-up-uri mie. Vreau să fac ceva cu ea imediat. Sunt pop-up-urile de la Bucovina. Da, pop-up-urile de la Bucovina. Aici în cutie avem de 8 și de 10. Eu acum pun un pop-up de 8. Știi ce mi se pare interesant? În primul rând, și o să vedeți puțin mai târziu, sunt foarte elastice și îmi place treaba asta. Sunt elastice. Și nu se sparg în mână. Nu se sparg, asta spun, sunt elastice și culoarea este un fluo washed out. Adică e un fluo ușor spălăcit, are o tentă din asta spălăcită. Nu e un fluo intens, dar nici spălăcite nu sunt. Exact. Sunt făcute exact... S-au făcut multe... Noi, să ne punem noi, uite aici așa deocamdată. S-au făcut multe teste. Băi, da, pot să spun că sunt foarte multe teste. Nu știu, nu le-am pescuit, nu le-am încercat, nu știu nimic, l-am așteptat pe Alex. În general, când îmi propun să fac un pas către ceva nou, îmi place să vorbesc cu cel care le face. Poți să pui un pic să vă arăt? Ia să vedem acolo ce ne arăți. Aici, dacă se vede? Imediat o să vedem. Și cu siguranță, da, se vede. De ce pun ăsta? Pentru că... În primul rând, ce este? Un stopper. E un stopper. Da? Un stopper clasic mic. Da. Cel uite, mai, o să-l cel pun mai mic eu aici la... așa în mână. Imediat să vedeți. E un stopper care face parte din familia stopperilor de tip Extenda. Exact. Da? Este mărimea cea mai mică. Asta ne ajută la... Să nu ne plece pop-up-ul de pe firul de păr. Pentru că intră un pic în pop-up da? Și rămâne acolo. Trebuie să înțelegem. Pop-up-urile, la impactul cu apa, dacă nu sunt de foarte bună calitate, există riscul să se spargă. Și pop-up-ul se sparge la impactul cu apa. Da. Bun, e de reținut. Există posibilitatea asta, okay. Să zboare
O să iau eu o coală albă și te rog pe tine să-ți continui montura și să ne explici ce faci acolo, iar eu o să pregătesc ceva interesant pe foaie pentru cei ce ne urmăresc. Deci, simplu, după ce am tras stopărul, așa ar trebui să arate, ia să vedem, e ok așa? Deci, în continuare, e o distanță exact cât trebuie. Nu matisez de foarte multe ori, eu de obicei de 6 ori la firea astea, că sunt mai subțirele. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Da? Iar aici lăsăm în jur de 7 cm. Acum o să las un pic mai mare ca să se vadă cum trebuie montura. Revenim prin ochet. Și aici sus un alt ochet. Eu fac de obicei un nod simplu, pentru că fiind textil, pur și simplu un nod. Uh-huh. Da? O buclă dublă, da? Simplă. Simplă, fără foarte multe complicații. Exact. Îmi place ideea de a strânge cu croșeta, dar te rog să le punctăm celor ce ne urmăresc că atunci când strângi bucla, că am văzut cum o faci, să facă în partea terminală, jos, unde e și mânerul. Adică aici, la croșetă mă refer, da? Când strângem, dăm puțin croșeta. Da, să o bage până în capăt. Așa, până, deci, întotdeauna. Strângi, niciodată altfel. Rupi croșeta. Rupi, da? Deci te duci cu ea jos, e un întinzător bunicel, acceptabil. Da. La textil nodul se strânge mai repede. Și mai puternic. Așa putem să folosim un puller. Da. Da. Un puller simplu și putem să tragem să-l întotdeauna la final când tragem de noduri, ținem de cârlig, nu ținem de altceva. Da? De cârlig se ține. Okay. Ok. Uite, am pregătit și eu ceva după ce care... termin tu acolo. Tăiem surplusul, lăsăm un pic să nu tăiem chiar de lângă noi, să avem întotdeauna surpriză. Lași. Să avem vreo surpriză să iasă. De vârtej obicei, sau vârtej rapid? Vârtej rapid. Unul mic. Ok. Da? Ca să avem posibilitatea să schimbăm repede montura. Uh-huh. Da? Ok. Mai avem nevoie de... o bucățică de... Ce ai luat acolo? O bucată de varniș? O bucată de varniș mai mare, ca să putem okay. să facem... Ia să vedem ce faci, că sunt... Așa, uite, ăsta e un tip and tricks bun. De multe ori anti-tangle sleeves-urile, da? Acele mâne siliconice care asigură poziția în vârtejul rapid și sunt mai lungi, sunt un minus. Niciodată la genul acesta de montură nu le pun lungi și vă explic și de ce. Pentru că am nevoie să-mi joace aici. Efectul de balama. Exact. Să am mecanică aici să fie. Dacă noi îl punem, îl aducem în partea asta altă, îl blocăm practic. Da. Și îl blocăm și nu mai modificăm exact. Nivelul de absorție. Nu-l băgăm acolo încă. O să vreau să-l pun aici puțin. Uite așa, o să-l las aici. Ok. Uite așa și după ce o să aruncăm o privire pe el și o să-l introducem în acvariu, da, o să vreau să vă arăt ceva vis-a-vis de ce s-a discutat mai devreme. Am desenat repede ceva pe foaie cât Max ne-a explicat de ce își construiește monturile în acest mod. O să iau și o întrebare până se rezolvă problema cu montura ta. Din partea lui Heitem Zoltan. Te salutăm, Zoltan. Salut. O abordare corectă pe o baltă nouă și cum să localizăm peștele, dacă sau nu, să facem o lădire de bază și ce strategie să folosim. Deci te întreabă de abordarea corectă pe o baltă nouă. Cum localizezi peștele pe o baltă nouă și dacă să faci sau să nu faci o lădire de bază. Mergi la intercepție, mergi la ciupeală sau pregătești un pat și îți faci cruce cu limba și vedem ce se. Revenim la factorul vreme. Ok. Trebuie să vedem când pescuim acea baltă nouă. Bun, acum, eu am fost la o baltă acum 2 săptămâni, prima dată pe baltă. Ce baltă?
Cenușaru. Am fost la Cenușaru, am pescuit prima dată într-un regim de concurs, am mai fost o dată să văd balta, să văd unde e. Am fost la frumoasă concurs, da, cochetă, curată. Administrația e foarte, foarte ok acolo, de nota 10, știu. Cu și lângă pescari, da, dar și strict în reguli cu anumite lucruri, cu chiștoacele de țigări, cu mizeria, cu curățenia în general. Bun, ce am făcut? Nu mai pescuisem niciodată acolo pe balta aia. Și am zis, ok, hai să ne luăm patru puncte, să aruncăm lansetele și să vedem ce se întâmplă. Luasem câteva informații de la prietenii mei, dar știi cum, ce se întâmplă când te duci pe o baltă nouă și poate cineva a mai fost, s-ar putea ca acea persoană să fi fost vara. Corect. Da? Când peștele se hrănește foarte bine. Da? Eu m-am dus primăvara, de fapt, care nici de primăvară, m-am dus în iarnă. Care primăvară, mă? Care de fapt a fost o iarnă. Care de fapt a fost o iarnă, înțelegi? Vă duceați de Crăciun, mai aveați puțin plecat de Crăciun. Și am zis, ok, hai să vedem. Și am aruncat patru lansete, le-am împrăștiat în tot standul, ca să spun așa, și am văzut, am început să tragă. Sincer să spun, am nimerit 3 din 4 lansete pe pește. Mișto. Da? Deci localizarea e... Este primul lucru. Când mi-a tras, am pus clipsul pe mulinetă. Stai, iartă-mă, țineți vorba. Ai lansat, da. N-ai clipsat. N-am clipsat, nu. Am dat la ochi. Ai dat la ochi. Da. După trăsătura ai clipsat abia. Da, în momentul în care a tras, m-am dus că pescuiam cu fire de 0,40, înțelegi? Și am avut timp să-i pun... Bun pontul, bun pontul. Așa, și după aceea le-am lăsat în locurile alea, cele trei lansete. Cea de-a patra lansetă, am insistat pe o porțiune. Acum prietenul meu, Miai, știe despre cine vorbesc, că sigur e și el live acum, mă tot întreba, lanseta asta e pusă lângă mine ca să mă închizi sau să știi tu ceva? Zic, păi nu știu nimic, lasă-mă să văd și eu pe unde circulă peștele, înțelegi? La un moment dat recunosc că am primit un mesaj și cineva mi-a zis pe direcția aia. Uh-huh. Și într-adevăr am dat pe direcția aia și acolo, de acolo a plecat și a patra lansetă cu pește. Da, dar asta e ideea. Trebuie să-l arunci, să începi să-l cauți. Unde nădești? Da. Dacă tu nu ai trăsătură. Nu? Trebuie să le arunci, să vezi o distanță, să te legi de ceva, să ajungi la... Cum ești la Dori Pesco. Da? Trebuie să arunci lansetele și să vezi că poate peștele s-a schimbat între timp. Nu mai are traseul pe care tu-l știi. Mă, tu mai puțin și-ți faci colibă pe Dori Pesco. Așa s-a întâmplat. Nu... Pescuiți foarte mult Dori Pesco. Sunt alții care pescuiesc alte bălți. Bun. Am făcut repede ceva pe foaie. Am desenat stopperul de tip Extenda, da? Care vine în mai multe mărimi. S, small, adică mic, M, mediu, L, large sau mare. De ce? Pentru că aici m-am creionat repede câteva situații în care te lovești ca să înțelegeți de ce Max a folosit stopperul mic. Practic, funcționează ca un prelungitor al firului de păr. Dacă îți greșești cumva montura din vari motive sau ai nevoie pe o montură bine calibrată din punctul tău de vedere, raportându-mă la cârlig, tip, mărime și firul de păr, poate pentru o momeală mai mică și vezi că e mărit și place pe momeli mici, aceste stopere, de-aia le spune Extenda, măresc firul de păr. Aici v-am desenat o situație în care am pus o bilă, să zicem, de 20 pe un fir de păr pregătit pentru o bilă de 16. În cazul de față am pus o bilă de 18 pentru un 16, da? Și la un moment dat am gândit aici o bilă de 20 peste care am venit cu un capac de pop-up de 10, da? Și am folosit un Extenda mic, deci rolul nu este numai de opritor pentru momeala de pe firul de păr, dar și de prelungitor al firului de păr. În general, sunt printre cele mai indicate și lucrurile pe care, dacă veniți în cadrul nostru aici în magazin la Total Fishing, o să vedeți colegii mei, veți vedea colegii mei de la Crab, întotdeauna vă vor ghida către Extenda, pentru că niciodată nu ești sigur. Vrei pe o singură montură, nu știu, s-a întâmplat, Max, ai numai cârlige legate în trusă și trage peștele de nebun, ce faci, te-a pus să legi cârlige? Nu. Nu, uite, pentru asta... Ia să vedem. Tu ce mai ai acolo? Pentru asta am un... Ăla e naiul, știm noi cui, care... Da, da. E de la Solar. Și dacă vă uitați pe el, am un marker roșu pus pe două... Ține-l acolo, ține-l acolo. Da? Pe două măsuri. Da? 18 și 14. 18 și 14 pentru mine înseamnă bila de 24.
și bila de 16, 14, uh-huh. Măsura 14. Da? Iar la 16 și 18 mă joc cu bila de 20 în funcție de cum simțim balta în momentul respectiv. Lăsăm uh-huh. un pic mai lung, un pic mai scurt. Înțeleg? De aici și extenda mă ajută foarte, foarte mult. Înțeleg? Pentru că dacă se întâmplă ceva, nu știu, și rar se întâmplă să pun un clic de, să pun la măsura 20 bila de 24 și pe urmă să nu mai am bila, că poate s-a spart sau s-a întâmplat ceva și să zic, bă, era 20 sau era 16 sau era, înțeleg, atunci mă joc cu extendă uh-huh. și îl pun pe ăla și știu exact, îmi dau seama în momentul ăla ce bila am avut pe clic. Foarte, foarte bun acest sistem cu care tu ți-ai asigurat vârtejul rapid, îmi place foarte mult pentru că nu mai este mare, nu trebuie să mai tai, mulți tăiau din el și îl forțau, dar stai să vezi că odată ce te duci spre vârf e din ce în ce mai conic și mai slim și nu mai intră și așa mai departe. La un moment dat știu că erau unele variantă metalică pe la începuturi când au apărut și fixau, dar asta mi se pare mult mai de bun simț și mie. Da. Îmi place mult mai mult. Acum o să te rog ceva. Am o soluție, uite dacă vrei tu să o prezinți. Uite, le pun la lângă alta chiar. Asta este furată cu ghilimele asta de rigoare de la feeder. Bă, urâților, lăsați-mă feeder în pace, ce faci? Este râs rău. Da. Da, este da, furată da. De la uite, la feeder. Le pun așa una lângă alta. Înțelegi? Uh-huh. Și genul ăsta te ajută foarte, foarte mult. Vă jucați cu focul pentru că știi care-i treaba? Uneori la crab mari nu sunt chiar... cam tremuri. Nu. Pentru că noi la feeder avem echipamentul mai fin. Da, știu. Voi aveți bătacele alea. Astea sunt tocmai pentru așa ceva. Da? Da. Ok, bun. O să te rog ceva. De data asta, așa ca o glumă oarecum sinistră să zic, îl scufunzi, da? Deci nu udăm, scufundăm, apropo de niște practici mai învechite care sper să se schimbe de-a lungul viitorului apropiat. Îi dăm un pic de apă? Ce-a făcut? Îi dăm un pic de apă ca să... Dă-i. Ia. Yeah. Coboară și coboară frumos. Coboară și stă... Acesta este efectul de gheară, practic. Asta e efectul de gheară. Asta înseamnă critic echilibrat la crap. Da? Nu cârligul ușor, puțin ridicat. Nu. Acum întrebarea mea e dacă mi-ai fi dat două spire. Cum se termina povestea asta? Tot așa? În coadă stătea cârligul sau pica mai, puțin ca celălalt de acolo? Mai coboară un pic. Aici, în celălalt cârlig, sunt date două spire. De-astea le-am și făcut... Păi ce numai tu faci? Stai că fac și ceva acum. Așa, exact. Uite așa. Într-unul sunt cu două spire. Stai, bă, că asta se pupă. Iar acolo este... Doamne, jur că aveam oră de fizică și venea dirigintele. Bă, și venea acum din ăsta la tablă, știi? Și când era... Mamă, ce mă bucur. Am și eu acum, știi, să... Acum, dacă îi dăm două spire, coboară pe substrat exact cum trebuie. Am înțeles. Pentru că avem același fir, avem același uh-huh. cârlig, avem același pop-up. Da, și eu cred că se vede foarte, foarte clar diferența. Asta înseamnă, practic, în perioada rece, o metodă de selecție. Da. Nu mai muncește pe el să caute în nămol sau să caute mâncare, înțelegi? Îi vine sus, mai sus, mult mai sus. Domnul Dolog Viorel, te salutăm, Viorel, și mă bucur să te revăd alături de noi în live, așa cum l-am văzut și pe Cicerone mai devreme, pe Nea Cici. Mă bucur că sunteți alături de noi și nu numai voi. Boiles Fish Mill te întreabă, Viorel, sau Bird Food primăvara de vreme în concursuri? Eu zic în carpodrom, nu în concursuri. Concursurile se fac pe carpodrom și tema noastră este carpodromul. Te iau altfel, ai pescuit un an cu Bucovina. Ai un an de Bucovina, da? Da, da. Deci e ca și cum ți-ar da primul dințișor cu Bucovina. Ai făcut un an. Da, gata. Primăvara, ce ai folosit de la ei? Bird Food sau Fish Meal? Am folosit squid cu prună. Ok. Da? Era primăvara de vreme, dar la noi ai văzut că se încălzește, primăvara e un pic și după aia se încălzește. Dar... în general, squid cu prună, ca să mergem pe partea asta de... Squid cu prună, deci carne, deci fish meal, cu alte cuvinte. Fish meal, am înțeles. Ne-am mai propus noi o montură de vară, dar pe vreme ce faci montura de vară ca să acoperim cât mai multe subiecte, aș vrea să intrăm puțin și în zona de distanțe pe carpodrom și lansete. De ce? Pentru că Ene Valentin, Ene Vali, salutăm Vali, îți mulțumim că ești alături de noi, ne întreabă în felul următor. Suntem pe un carpodrom unde este permis și plantatul. Bun, nimic nou până aici. Ne aflăm între doi pescari care plantează în malul de vis-a-vis.
dacă nu ajung să dau exact în mal, unde ar fi cel mai bine să pescuiesc pe un stand fără structuri? Iată-te o problemă bună. Deci e o problemă des întâlnită pe carpodromul acesta cu plantatul. Se știe clar că plantatul taie... Hai să pregătim pescarul, și în timp ce povestim ce avem de făcut într-o astfel de situație, te rog. Taie pescarul din mijloc, ca să spun așa. Doamne, iar mă joc în acvariu. Sincer, o rezolvare o văd... De aici pornim pentru montura de vară. Așa. Cred că cel mai bine și cel mai bine ar fi să pescuiești undeva sub lansetele lui, pentru că oricum nu ajungi, dar un pic mai pe la jumătate, ca să spun așa. Acum ce se întâmplă? Cred că sunt momente când și nada face diferența. S-ar putea ca ăla cu sau ăia cu navomodelele să ducă porumb. Okay. Nu știu. Da. Ceva de genul ăsta. Și tu, dacă ai un boilers de calitate, dau un exemplu, s-ar putea ca tu să furi pești mai mari. De pe zonă. De pe zonă decât ar face o ei. Deci prima care aduci multă nadă în fața... Prima soluție pe care o dai este calitatea nadei și a mumelii. Cred că poți să faci diferența din nadă. În lansare. Dar asta înseamnă o nădire agresivă, o întreținere constantă, să determini peștele să ajungă și la tine, sau crezi că va rămâne totuși lipit acolo? Nu cred că multă nadă ar face diferența. Zi-mi pe moară, că voi ați avut problemele astea pe moară cu ani în urmă pe la concursuri, mai ales în cupa iernii și nu numai, care era totuși o perioadă rece. Hai să trecem de cupa iernii și să trecem în perioada mai caldă de pe moară, când pescuiați și la un moment dat, când toți erați sus și făceați discotecă pe la începuturi cu firele în apă, câțiva dintre voi veneați mai încoace, că peștele umbla pe sub fire. Le trăgeam în anumite momente ale partidei, când vedeam că nu mai avem trăsături sus, când simțeam că ceva nu se întâmplă, că se întâmplă sus acolo, adică ori era foarte mult, da, prea multă nadă și peștele sau începea să se sperie în momentul ăla, da, ori încercam să ne luăm un pic de calitate, ca să spun așa. Și atunci trăgeam lansetele și eliberam un pic sus. Și scădea presiunea sus. Scădea presiunea sus. Să știi că la un concurs acum vreo 6 ani, standul era plin de agățătură. Okay. Și ce am făcut? Am băgat plumbul cu lame și 3 ore n-am băgat nicio lansetă acolo. Niciuna. Nici în apă. Am luat lansetele, le-am scos, le-am pus pe cort, ca să zic așa, am curățat locul acolo și 3 ore n-am pescuit. Nu mai aveam trăsături pentru că era plin de fir acolo. În momentul în care am curățat și am lăsat locul liber, după 3 ore peștii au revenit. Să prindem pește. Plumb cu lame. Prea multă presiune era în zonă, și din cauza firelor, și din cauza pocănitului nostru cu plumbul și cu alea. La mine totul revin este tehnic. Da? Eu fac măsurile... Păi da, te văd că și acum măsori. Da, întotdeauna măsor, niciodată nu fac altfel. E, aici schimb un pic. Aici fac matisez de 10 ori. Da. E mult. E de înțeles. E și altă densitate, da, altă greutate. Ca o scurtă completare, dacă sunteți interesați de acești plumbi cu lamă de care ne vorbește Max, este foarte simplu. Intrați pe www.totalfishing.ro. Sunt plumbii acolo, plumbii TF, chiar plumbii Total Fishing cu lamă, care, uite, e bine să iai intrusă, la fel ca și plumbii Dr. Spindola Garner când ai probleme cu... Foarte bine. Firul și este răsucit. Da? Deci avem și noi pe magazin așa ceva. Foarte bun. Un lucru foarte bun să-l ai în trusă. Da. Pentru că niciodată nu știi unde pici. Uh-huh. Da? Și ce faci. Ai soluție. Pescuiești, te retragi și începi și te retragi mai jos sub fire, dar s-ar putea să nu mai ai... Să nu mai ai același număr de trăsături. Asta vreau să spun, Max, că la un moment dat este și o limită. E clar că îți umblă pe sub fire, este clar că îți pleacă de acolo, dar ai o limită inferioară unde poți să te lansezi. Dar apropo de distanță pe un carpodrom, că este unul din topicurile noastre, lansete și distanțe. Mai lungă ca să se vadă. Ok. Unul simplu... Ce fir am folosit aici? Un șinsei de 12,5 lips de la Pilainu. Ok, și acesta îl găsim pe magazin, da? Da, da, da.
Bun. Okay. Să-i punem și... Hai să-i punem ceva acolo, să vedem. Să-i punem, să-i punem. Poate ne trage. Da, în acvariu, sigur. Încercăm. Dintre toate lacurile pe care le-ai pescuit până la momentul ăsta, pe care te-ai simțit cel mai bine, Carpodrom vorbind? Pădurii Pesco. Și aproape de București? Adică, nu înțelegi greșit, nu e reclamă. Chiar te întreb serios, de la pescar la pescar, unde te-ai simțit mai bine? Că ai un istoric destul de mare pe lacuri. Cel mai bine, cel mai bine lângă București m-am simțit la Mara Vlăsiei, când se făceau cu înainte concursurile și chiar și mergeam și la Libera, așa de mult mi-a plăcut lacul și îmi place în continuare, doar că e limitat, scuzați, folosesc ce nu trebuie. Poți să-mi spui și mie ce ai greșit? Ah, am okay. Folosit da. Fără spin. Da, am înțeles ce ai făcut acolo. E vorba de croșetă. Da, croșeta. Am schimbat croșeta. Ok. Bun, și după moară? Pe lângă București... Mai puțin. Cum e Perișul? Perișul, da. Am pescuit de foarte multe ori acolo. Doar că... Nu că nu-mi place balta. Nu m-a atras atât de mult. Uh-huh. Și asta s-a văzut și în numărul mic de concursuri pe care îl fac pe Periș. Am înțeles. De exemplu, anul trecut am fost la 1. Ok, fiecare pescar are, da, are motivațiile lui, da, și afinitatea, da. Nu avem ce să... Doamne ferește, că nu ai ce să reproșezi la... Nu. Da, balta clar. Funcționează foarte bine. O chestie, o întrebare de 1.000.000 de puncte. Ține-mă un tur așa, te rog. Așa. Nu văd niciun fel de opritor în partea superioară la tine. Ăla eu îl pun numai în momentul în care folosesc două bile. Ca să rămân acolo. Okay. La nu o să plece niciodată pe firul de păr. Okay. Și asta da. din cauza extenderă. Da. Exact. Deci asta este un alt avantaj, un alt plus al stopului de tip extenda. Fixează foarte bine bila pe firul de păr. Exact. Nu pleacă, n-are cum să plece. Într-adevăr, când folosesc două boilesuri, da, pun un opritor aici ca să nu-mi plece bilele, pentru că de obicei le tai un pic în vârf. Lipsa varnișului de ghidaj, iarăși am sesizat-o. Dacă l-am înturat cu popa, mi-ai lăsat varniș de ghidaj pe cârlig aici, nu mai am varniș de ghidaj pe fir. Pentru că asta este și ideea, să montura să fie, pentru că este o montură cu monofilament, da? Montura trebuie să fie agresivă, da? Și să peștele să fie înțepat, că asta ne dorim, să o ia cât mai repede. Este greșit să folosești varniș de ghidaj în monturile de tip amnezia, fluorocarbon, monofilament? Nu este greșit, dar nici nu îl recomand. Ai folosit anourile în loc de varniș de ghidaj, dând totuși o mecanică, cum sunt monturile de tip blowback? Uite cum, când ai o măsură corectă, cârligul da, stă o să întorc eu imediat, Doamne, ce-mi place, suntem la meteo. Cârligul stă exact culcat în Muntenia se anunță un front atmosferic agresiv cu schimbări bruște de temperatură, am arătat pe hartă acum, da? Eu consider că așa trebuie să stea... Ia, domnule, și tu, bățu, simte-te bine, fii profesor până la capăt. Înțeles. Așa trebuie să stea cârligul, nici în sus, că am văzut mulți nu lasă o distanță corectă la între boile și cârlig. Eu aia o numesc distanța de absorție. Stă un pic așa câș, înțelegi? Da. Eu zic că aici, părerea mea. Ia, stai puțin, să iau și eu de aici bastonul de dirijat. Trebuie să dau montura puțin mai în spate. Bă, dar asta lasă ceva din ea mult. Da, pentru că este boilesul de cârlig, care are un pic de spicy. Bun, e spicy. O să vorbim imediat și de boilesul de cârlig. Așa că, domnul Vali, ești limitat ca răspuns în a-ți construi un vad mai aproape sub navomodele, sub barcagii, sub marinar, cum vrei să iei, dar să apelezi la calitate în ceea ce oferi peștelui. Trebuie să-l convingi să vină acolo, că dacă ar fi să alegi între un... biscuite și o savarină și le ai pe masă pe amândouă, evident că vei lua savarina, pentru că e normal să faci treaba asta. Dar pe partea altă, nu înțelegeți greșit că dacă duci un copil la restaurant să-i dai o ciorbă de burtă, nu o să înțeleagă despre ce e vorba. Dacă duci un adult, nu o să se uite la supa ta de legume, supă, cremă, de broccoli, mămică, care are multe vitamine și trebuie să facem copilașul mare. Ăla ți-a ciorba de burtă. Da. Deci să facem diferența. Trebuie să fie peșmar ca să faci treaba asta. Nu te duci la pisoi de 2-3 kg cu bile de genul ăsta, că nu cred că... Ăla o să meargă pe porumb în continuare și oricum nu o să-ți vină. E ca un copil. E mai greu să-l aduci. Mai ales că dacă îi dă multă mâncare din avomodel, din cuvă, e complicat. Dar să știi că, revin,
s-ar putea să-l strângă pe ăla mic, pe tot pe acolo, și la mare să n-aibă loc să mănânce lângă ăla mic. De-aia se și prinde pe lângă paturile de nadă, în general. Peștele, da? Peștele mare. În zona de calitate, limitrof patului de nadă, îți închizi zonele nădite, practic, cu câte o montură din asta la intercepție. Da. Bun, hai să vedem mai departe. Spune așa, domnul Gitlan Rossi Valentin, mă, tu erai cu păstrăvul, potolește-te, mă, rămâi la păstrăvii tăi. Vezi-ți, mă, de treaba ta, mă, cu ultralight-urile alea, vii acum și peste crap, pe bune. Lungimea firului de la momitor la cârlig diferă între perioada rece și caldă? A fost, spune, a fost la delta grâului de curând, la păstrăv, știi, că a băgat păstrăv în delta grâului și n-a prins nimica și era cu streche și l-a prins cu varga cu viermi și ăsta cu toate moșmoandrele de păstrăv n-a prins nimica și l-a pus pe ăla cu viermi și te întreabă acum, aia e povestea lui. Deci, diferă sau nu diferă? Nu, la momitor nu diferă. E standard pe toată. 7 cm, să nu depășească momitorul, să nu ajungă la tije, practic, pentru că îl învârtim câligul. De obicei se bagă ochetul se bagă un pic în mămăligă. Dar dacă pescuiești cu săculeț, deja nu mai ai probleme. Doamne, să nu mai aud mămăligă, maxim doresc atât de mult să nu mai aud de mămăligă. Mixuri, nu mai vreau să aud, n-am nimic, mămăligă e foarte bună, respect pescarii de mămăligă, sunt pescari dibaci, nu este un produs care să rănească peștele în vreun fel, dar parcă totuși, nu știu, așa sunt eu. Asta este problema de primăvară, înțelegi? Primăvară da. Și... iarnă. Da. Oricum, Rossi, îți mulțumesc iarnă. Că ești alături de noi și sunt per convins că ai înțeles spiritul de glumă. Chiar mă bucur că te-ai alăturat și în acest live de crap. Sper să vii mâine pe la magazin să bem o cafea, să arăt cum e cu alea de păstrăv. Domnul Ionuț Pintea, te salutăm. Salut. Ești la un concurs max de calitate. Cunoști lacul, cunoști standul. Vecinii tăi au capacitatea să ajungă unde ajungi tu ca distanță. Care sunt primele lucruri la care recurgi pentru a te desprinde de ei? Îți spun ce am făcut. Dar ce ai făcut tu nu înseamnă că este o notă generală. Da, eu spun ce am făcut. Ce ai făcut tu? Okay. La un concurs de calitate am făcut patul de nadă în vreo 110 metri. Dădeam tare cât puteam în față, vecinii știau că sunt acolo, aveam semne pe fire și trăgeam lansetele în 115 metri. Noapte. Simplu pe doi. Nimic. Cum nimic îți faci tu semnele pe fire? Am un marker. Un marker. Permanent. Da. Nu e nimic. Okay. Nimic deosebit. Așa, da. Măsor pe doi picheți distanța unde vreau să pescuiesc. Desenez firul la galet, la mulinetă. La galet. La galet. Okay. Pentru că în momentul în care eu pun lanterna noaptea vorbim, da. Deci te că îl vezi și atunci când ai lăsat lanseta și ai mai mulinat de două ori, atunci firul îți vine aici. E mai complicat să te uiți 5-6 metri noaptea da. Pe fir, să-l pui în vârful lansetei. Îl pui la galet. La galet. Din considerente vizuale. Exact. Uite încă un secret smuls de domnul Pintea vis-a-vis de pescuitul de competiție. Și să vedem întrebarea din nou. Cunoști lacul așa, au capacitatea să ajungă unde ajungi tu cu la distanță. Care sunt primele lucruri la care recurgi pentru a te desprinde? Deci, odată te desprinzi de ei că vii mai mal. Da. Vii mai mal. Bun. Mă trag un pic mai spre mă. A doua întrebare vine din partea domnului Viorel Doloc. În concursurile pe cantitate de data asta, ce alegi la cârlig? Pop-up, porumb flotant sau solubilă? La cantitate ne întreabă. Nu pescuiesc cu solubilă. Nu-ți permite religia. Da, nu din okay. principiu așa, nu știu, nu pescuiesc cu solubile, nu mă lasă sufletul, ca să zic așa. Am pescuit la campionate naționale unde, da, dar de obicei pescuiesc doar cu biletare, pe timp de vară când mănâncă peștele, iar spre primăvară și toamnă târzie, pop-up-uri. Le aveți aici, pop-up-uri, enterprise-uri. Plastice, enterprise-uri. Uh-huh. Am înțeles. Lansete și distanțe pe carpodrom, să atingem puțin și povestea asta cu lansete și distanțe pe carpodrom. Pentru că, uite, merg pescari care poate nu au cea mai bună tehnică, dar se sperie, domne, și vin în magazin și sunt oarecum plin de semne de întrebare cu frustrare așa. Domne, dar cu asta ajung la 130 de metri, cu asta ajung la 140 de metri, cu asta dau 160 de metri. Care e o distanță pe un carpodrom care nu se află sub presiunea unei competiții? Pot fi toate standurile ocupate, Max. Sunt perfect de acord cu tine. Cât are balta? 40 de standuri. Felicitări, 40 de pescari, doamne așa, sau 40 de echipaj, 80 de pescari, că sunt doi pe un rod, pot. Da. Zic, da? Dar nu se nădește la fel ca în competiție și automat nu niciodată. Este aceeași presiune. Da, niciodată.
Ce distanță le recomand? O să pescuiesc și în 30 de metri. Chiar dacă e balta plină? Fără niciun... Una este în competiții. Când toată lumea intră în standa și pune mâna pe spomb, unul pe cobră, unul pe catapultă, unul pe nu mai știu ce, și încep și nădești și îți fac semne unde să pescuiască, îi fac niște distanțe, toată lumea a sunat pe nu știu cine, bă, vezi că pe acolo am făcut patru de nadă. Nu, la liber te duci. Când mă duceam la liber, sincer spun, nici nu pescuiam departe. Mă duceam 100-120 de metri, cât de dau cu cobra, adică mă duc la relaxare până la urmă, nu mă duc să-mi rup mâinile. În partidele de plăcere, Max, putem pescui cu lansete de 3.60 în detrimentul celor de 3.90? Ajungem la aceleași distanțe cu 3.6 și cu 3.9? Cu puțină tehnică ajungem la aceeași distanță. Cu lansete de 3.60, cam cât ai dus tu cel mai sus? Nu pot să spun că nu am dat niciodată. N-ai dat cu 3.6. Ok, până intru puțin mai în detaliu pe treaba asta, o să rog pe unul din colegii mei să-mi aducă un set de avertizor de la Anaconda pe care i-am adus de curând. Sunt niște lucruri foarte mișto, foarte bune, nici cele mai ieftine ca preț, dar sunt extrem de interesante și o să vreau să vi le prezint. Sincer, tot Anaconda am și eu. Tot Anaconda ești. La HV ca 7, ceva. Hai să vezi acum ce ne-a venit, că ne-a venit niște noutăți, sunt foarte reușiți. Cam modelau inclusiv lampă. Păi, sunt tare rău de deci, tot, mai multe detalii o să vedeți imediat. Urmăresc Anaconda. Da. Îi urmăresc și pe pagina de Facebook și pe Instagram, cu toate că eu pe Instagram n-am decât cont și am opus-o cu un desen animat, nu știu cum a ajuns acolo, dar nu contează. Și îi urmăresc și am văzut la capitolul senzori de anul trecut, au cochetat cu două modele. Ia să vedem, sunt curios. Nu o să vezi imediat. Ăștia, pe ăștia am pus și eu ochii, ca să spun așa. Da. Da, Vipex R2, RS. Așa arată cutia lor, pentru început, ca să vedeți cutia și imediat umblăm și îi scoatem și ne uităm la ei. Hai să revenim puțin pe lansete până îi scot eu din cutie. Da, să știu. Să mai spui despre lansete una alta. Sigur au făcut... Aici și două baterii. Hai. Am și două baterii aici, nu, acolo da. Hai, te rog să mă ajut să vedem. În primul rând avem o cutie... De plastic, de plastic. Da? O cutie de transport de plastic. Care să țină. Care să țină. Sunt tare curios, deci crede-mă că nu i-am văzut. Da. Băi... I-am văzut doar în poze. Mișto. Mișto. Deci pot să spun oficial că mă uit la ei ca broasca în țeavă, pentru că abia ce au ajuns și vă spun sincer că mi-a venit ideea acum să vi arăt, o să mă uit puțin pe ei, să vedem exact ce și cum. Pentru că mi se pare mult mai de bun simț să-i descoper odată cu voi, ca să nu credeți cumva că este vreo reclamă. Știam că au venit astăzi, că eu astăzi știam că au venit, da? Și uite că i-am adus să vedem. Ăsta ce are, mă, bil aici? Ce ați făcut, mă, mâncava sufletul? Am înțeles, senzor de mișcare. Mai avem nevoie de senzor de parcare și am rezolvat-o, știi, când parchezi crapul peste tot. Hai să-i punem bateria acum să vedem. Da, senzorul... Mă, aici complet, eu cred că am nevoie de 9V. Aici am de 9V odată. Uite că descoper odată cu... Ia lasă-i așa culcați acolo, să vedem. Și aici tot 9V. Da, tot 9V. Așa. Ăștia sunt pe 9V. Un lucru bun. Ia și tu unul, iau și eu unul, iau și o baterie. Mă, care era plusul, care era minusul, că eu iar pe ăștia. Au. Așa, dragule. Din butonul de volum se pare că e și pornim. Da. Mi-a făcut urechile țândări. Să iau o coală, să mă joc cu o coală. Păi mi-ai dat... Ce ți-am dat? Nu mi-ai dat bine. Nu ți-am dat bine? Ăla e senzorul de mișcare, a senzorul de mișcare, da. Uite, ce să-ți dau? Să-ți dau stația? Stația, da. Ia stația. Așa. Să ne înțelegem. Nu cumpărăm și mașină. Deci, da, nu cumpărăm mașină aici. Că nu e mașina, dar e o telecomandă foarte, foarte drăguță. De la lampă. E de la lampa asta, ne spune Claudiu. Claudiu, colegul nostru de la CRAP, este cu noi prezent în magazin, ne ajută în această perioadă pe transmisiuni. El s-a documentat cel mai bine despre ei. Frumos. Da? Probabil că în curând vom face și noi un film de prezentare. Fii atent, semnalizare și pe drop. Se face alb LED-ul când o lasă. Da, deci pe drop ai semnalizare, pe rană ai semnalizare. Ține-l acolo așa. Tonalitate.
Uite aici îmi place. Asta îmi place. Asta mi-a plăcut. Încă o chestiune pe care vă recomand pentru cei care sunteți în căutare de avertizori. Bă, fraților, luați-vă avertizori cu stație și lăsați doar stația pornită. Corect. Nu mai lăsați avertizorul. Undele sonore în apă, prin fir, se transmit foarte repede, mai ales undele joase. Așa comunică balenele pe zeci de kilometri, sute de kilometri distanță, să știți. Faci discotecă în apă, sunetul ăsta îți poate ajunge până în zona monturii. Și te miri că nu prind și vecinul de ăsta îmi prinde. Sau zici, bă, când l-a prins pe ăla, că n-am văzut că nu i-a sunat nimic. Normal că nu i-a sunat, pentru că inclusiv stația o ții pe vibrații. Sau pe cel mai jos. Sau pe cel mai jos nivel, dacă știi că stația nu are vibrații. În general, aici trebuie să gândiți lucrurile la nivelul ăsta. Văd pregătire pentru snack baruri, da? Sunt acele snack-uri, nu știu dacă le sunt în set, le ai acolo în set? Da, le avem și snack-urile. Ce fac? Sunt două sisteme suplimentare care te ajută dacă nu ești lângă lansetă și trage, să nu speci lanseta. Să nu ți-o smulgă de pe avertizor, pentru că aici spațiul, să fim realiști, nu e generos, adică nu e foarte mare. Ia, montează tu acolo. Bă, sunt curios cum e cu asta de mișcare. Că o să aia nu să am pus-o în funcțiune la cei care i-am eu, dar am pus în schimb lanterna. O să vedem. Cum e, Claudiu? 10 metri radare. 10 metri radare? Ok, foarte tare. Deci așa arată cu snack barurile și deja discutăm de o variantă mult, mult mai bună, da? E un upgrade. E bine că îi avem în set. Nu sunt ieftini, să știți, dar pe partea altă nici nu sunt senzorii pe care trebuie să-i schimbi după un an sau doi ani. Vis-a-vis de povestea cu garanție, este simplu la noi, pentru că suntem importatori Anaconda. Vreodată aveți probleme, veniți. De multe ori ne mai rămân din seturi sau diverse chestiuni care se pot folosi și le dăm, da? Deci nu e o problemă și asigurăm, da, asigurăm garanție. Produsele Anaconda le găsiți pe site-ul Total Fishing. Mai sunt niște senzori reușiți, un model mai vechi, dar am zis să vă arăt ceva nou. Ceva ce nu ați mai văzut până acum. Repet, nu sunt cei mai ieftini senzori, dar nu, se ridică la nivelul prețului pe care l-au. Calitatea germană întotdeauna a fost recunoscută, da. Peste tot. Da. Eu am mai avut contact cu niște corturi de la Anaconda, chiar recent, pe perioada de toamnă târzie, am pescuit și a trebuit să ne campăm într-un cort care era produs acum vreo 4 ani de zile. Dacă nu mă știu, nu știu dacă se mai fabrică. Eu am și uitat cum se numește, că l-are un prieten de-al meu, un pescar, Bogdan Ionescu. După 4 ani de zile, când l-am scos, la vândul de vreo 2, după 6 ani, n-am avut ce să-i reproșăm. Absolut nimic, zero barat. Sunt produse bune și m-aș bucura să știu că pe viitor, ca pescari, începeți să vă documentați, să vă informați înainte să faceți achiziții. Știți cum e, nu-mi iau Porsche că și-a luat vecinul Porsche, poate vreau să-mi iau un Lamborghini. Sau poate mie îmi place Duster-ul, că vreau să mă duc pe arătură și până arătură nu să mă duc cu Porsche-le. E atât de simplu, trebuie să documentezi înainte să faci pasul și să te iei după ceva. Vreți să vedeți produsele Anaconda? Veniți în magazin, pentru că le avem disponibile aici. Ia să-l las eu pe ăsta cu bateria până el, că nu mai contează. Sper că v-am atras atenția cu modelele astea. Ia să vedem, că n-am cum să-l pun altfel decât așa, să stea cât de cât. Și exact cum v-am spus, repet, veniți în magazin, că o să vedeți cum e și cu lampa, cu becul lui Aladin aici, că pentru mine e becul Aladin. Ce e aici? O să-l punem și pe ăsta, uite așa. Vorbeam de lansete, Max, da? Cea mai moale lansetă cu care tu ai pescuit a fost de? 3,5. Sub 3,5 niciodată. Nu e pe stilul meu, ca să spun așa, și nici nu vreau să le rup. Uh-huh. Pentru că... Mă, câte lansete ai rupt tu până acum? Hai să o dăm pe discuție, dar nu mă interesează brandul. Câte lansete ai rupt? E foarte simplu, în lansare. Chem vreun preot? Nu prea e agres, dar vrei să chem vreunul să țină pomelnic? 6? Da. În câți ani? De când m-am apucat, cu 11 ani. Deci în 11 ani, 6 lansete, ai o cotă bună. Da. E o cotă bună, n-ai rupt multe. Da, am rupt 6 din 6 firme diferite. 6 firme diferite, da. Am înțeles. Cea mai mare distanță pe care tu ai atins-o? În casting sau în pescuit? În casting, că e pe pământ, e altceva. 216 metri. Și în pescuit? 184 de metri cu spod, cu fir de 0,19, cu o bilă de 10, cu plumb de 130 de grame. Măsurat. Pe lacul? Pe Marea Vâsiei, pe pontonul 4. Am înțeles. Departe. Te-ai dus foarte, foarte departe. Nade și momeli în concursuri este următoarea
secțiune a discuției noastre. De ce am zis nade și momeli în concursuri? Pentru că, în general, carpodroamele sunt obișnuite, în urma competițiilor, cu hrană de calitate. Eu consider boilisul ca fiind o hrană de calitate. Asta este opinia mea și cu asta o să plec în mormânt. Asta este concepția mea. Păcat că la noi a ajuns prea târziu ca o paranteză, dar asta e altă discuție. Până în 70, englezii rupeau cu bilele. Dacă lacul este pescuit cu boilis în timpul competițiilor, cum ar trebui pescarul de plăcere care ajunge pe carpodrom să pescuiască? Ar trebui să încerce să se alinieze măcar la standardul calitativ. Cu toate că am pescuit pe un lac în timpul unui concurs și cu niște bile mai slab calitative. Ok. Dar care au funcționat. Ok, nu zic nu. Mă interesează foarte mult cantitățile în povestea asta. La un pescuit de plăcere cu boilis. Boilis, n-am zis solubilă. Da. Pentru că nu există termenul boilis solubil. Este da, o chestiune tâmpită, dacă îmi permiteți exprimarea. Boilis înseamnă fiert, solubil înseamnă solubil. Pentru că boilis vine din englezescul to boil, care se traduce prin a fierbe. Boilis înseamnă fiert, solubilă înseamnă altceva. Nu există termenul boilis solubil, există termenul bilă solubilă, respectiv bilă fiartă. Da? Ca să facem lumină în sat. Da. Am zis boilis, deci mă refer la bila tare, bila fiartă. Câte kilograme îi trebuie unui pescar la o partidă de 24 de ore? Pentru că personal mai fac o completare, Max, nu cred în partida de 12 ore pe carpodrom. E foarte puțină. Știi de ce nu crezi? Pentru că tu gândești că în alea 12 ore, nada ta nu poate să-și facă efectul. Despre asta vorbim. Corect. Da? Dar fiind faptul că e un carpodrom, mai nou acum carpodromele nu prea mai acceptă un program de un pescuit de 12 ore. Sunt mai rare. În general te duci la 6 seara și pleci la 6 seara de acolo. Deci asta înseamnă 24 de ore. Dacă pleci tu a doua zi de dimineață, e problema ta asta, înțelegi? Dar, în general, cred că în 24 de ore, 2-3 kg de boilies cât să punctezi. Acum depinde și ce vizezi. Dacă eu, ca pescar de plăcere, m-aș duce max pe carpodrom din două considerente. Odată, să văd și ce înseamnă un pește mare. Da. Și doi, să dobândesc puțină tehnică, să studiez și eu o montură. De ce pe carpodrom prind cu montură din asta și pe un lac care nu e carpodrom nu mai prind cu montura asta? Asta înseamnă că dacă vrei să te duci după pește mare, ar trebui să punctezi fiecare lansetă cu 4-5 boilesuri și să le schimbi un pic mai rar, să zic, în 4-5 ore, să lași să stea liniștit acolo montura. Dacă visezi cantitate multă, clar că trebuie să te duci să nădești un pic mai mult, să dai 2 kg, să zic, la o nădire, da? Ca să strângi niște pește în față, să începi să tragi de lansete. După care, după fiecare pește prins, să premiezi cu 5-6 bile. Asta înseamnă că ar trebui să ai vreo 3-4 kg la tine. Dar să știi că nu întotdeauna pescuitul e la fel. Și să spun și de ce. Îți dau cel mai bun exemplu pe care l-am pățit. Într-o seară, într-o după amiază, am vrut să mă duc la pește. Zic, hai că mă duc la Marea Văsii. Nu aveam în casă decât, nu știu, vreo două cutii de boile sub decric, ceva de genul ăsta. Am ajuns, m-am desfăcut, mi-am făcut cortul, zic, băi, nu vreau să mă deranjez orice pește. Și am pus din cutiile alea câte două boile sub la crin, înțelegi? Vreau să spun că toată noaptea n-am dormit. Următoarea săptămână, Vreau să văd bila asta, ce face aici. Uite, bă, că lucrează și lucrează foarte mișto. Următoarea săptămână m-am dus, mi-am luat 3-4 kg de boilesuri, mi-am luat bile de clic, mi-am luat pastă, îl omor pe pește. Așa? Să știi că am nădit și n-am mai avut același număr de trăsături. Nu am mai tras pește, nu am mai colaborat atât de bine. Deci cu două boilesuri la clic am prins pește noaptea, dar nu mai știam de mine. Și următoarea săptămână, când am și dat vreo 2 kg de boilies acolo, n-am mai prins atât de mult pește. Trebuie să nu știu dacă e corect cuvântul, simți. Dar trebuie să te duci acolo. Dacă strage, ai aruncat la sedere și strage și dacă îi dai 5 bile, vezi ce se întâmplă. Mai trage, nu mai trage. Trebuie să te adaptezi. Exact. Trebuie să fii acolo cu el. Am înțeles. Ori îi dai. Da. E simplă treaba. Marius Vintilă, te salută, Marius. Pentru selecția crapului folosești un fir de păr mai lung sau o momeală mai mare? Ce părere ai? Zica la momeală mare, pește mare, este adevărată? Da. Eu pot să zic că nu. Unii,
din punctul meu de vedere, este adevărată. Okay. Să spun și de ce. Sunt un fan al bilei de 24. Sunt un fan al bilei de 24. Consider că 24 este bila supremă pentru pește mare. Am pescuit în noiembrie cu această bilă de 24. Uite, Călin Vișenu, iartă-mă că te întreb, ne-a spus că în Delta a fost săptămâna trecută, pentru ce ați ratat live-ul, uitați-vă pe canalul nostru de YouTube la Pescuit cu Total Fishing, vedeți acolo emisiunea cu Călin Vișenu, care ne spunea, băi, eram în noiembrie, la crap, la pescuit, cu bilă de 30. Da. Două, nu una, două, deci, bile de 30. Ca să înțelegi, am fost la un concurs de calitate pe Moara Vlăsiei, am tras vechiul B4, care acum nu mai știu ce e, ăsta era oricum el la Salcie. Da. Bile de 24 noiembrie, a început concursul joi la 12, vineri la cântarul de la ora 10, eram câștigătorii concursului. Și nu trecuseră 24 de ani. Aveam cel mai mic pește, 13,500 kg pe foaie. Oh. Și n-aveam ce, bă, l-am la 13-13-200, când a zis 13-200, nu e bun. Păi nu e bun, că e 13-500 euro în ultimul pește. În noiembrie. Da, și am câștigat următoarele 48 de ore, am dormit, am mâncat, am mai tras din pește, adică la modul ăsta. Unii spun, domnule, cel mai mare pește l-am prins la bilă de 16. Felicitări! Nu zic că nu se poate. Da? Nu zic că nu. Dar din punctul tău de vedere, da. 24 la câlin, câligul de 2 sau de 1, cum folosesc eu de la Fudo, eu cred că e exact ce trebuie. Am înțeles. Sau două bile de 24. Ok, cârlige. Fan Fudo, nu am altceva în... Ok. Uh-huh. 2-3-4. 2-3-4 de la Fudo. Da. Care este motivul pentru care preferi un astfel de cârlig? Uite, chiar e o curiozitate. Ușor. Așa. Ieftin. Ok. Bun. Stop joc. Trei argumente. În ordine asta. Ușor, ieftin, bun. Am înțeles. Toate cârligele sunt bune, să ne înțelegem. Tot ce se găsește în magazin, Total Fishing, la capitolul cârlige, sunt bune. Dar uite, Max și-a luat cârlige după aceste criterii. Ușor, ieftin și, evident, bun, ca e de la sine înțeles. Am pescuit de ani de zile de când pescuiesc. De exemplu, anul trecut cu Alex, cu prietenul meu și partenerul meu de pescuit, am luat 850 de kg și nu știu dacă am scăpat cu aceste cârlige. Pește, doi pești, nu mai știu. A fost partida perfectă, ca să spun așa. Am înțeles. Și ten de 12-15 kg tulumbe care veneau și plecau din mal, se mai duceau 40 de metri, iar se mai întorceau, iar mai plecau. Da, știu cum face. E corect înțepat, își face treaba. Uh-huh. Mulți se spun, domnule, am văzut că arunci cârligele, în special la calitate. Păi da, îl arunc, dar nu că nu mai e bun. Psihic, eu folosesc un cârlig nou după ce am prins un pește, la calitate vorbesc, da? Tocmai în ideea că vine un altul mai mare și, Doamne ferește, nu aș vrea să-l prind, să dau vina pe cârlig. Uh-huh. O să te rog eu puțin să mă ajut să încercăm să le închidem de aici, nici nu mai știu cum le-am scos, erau pe aici, las că le pun eu pe jos pe aici. Să vedem ce era. Aici era o telecomandă, aici erau niște baterii în plus, am lăsat noi niște baterii în ele să nu uităm și am făcut ceva. Asta vine aici și asta vine aici. Hai mă, cum am descurcat. Asta e setul de 3 plus 1. Și aici avem și lampa. Da? Lampa. Pentru că lampa nu v-am prezentat-o, avem și lampă în povestea asta. Care se aprinde în momentul în care trage pește. Da, și are aici niște setări, o să mă documentez și eu despre ele. Zilele ce urmează promit că revin cu Claudiu, colegul meu de la Crab, o facem o scurtă prezentare a acestui set de avertizori. E foarte mișto, foarte complex, adică prețul nu reflectă doar patru sonerii amărâte, îmbrăcate în plastic și frumos colorate. Sunt mai multe lucruri aici de luat în calcul și o să vi le arătăm. Setul se numește Vipexer 5-ul. Așa, ca să dau drumul spre acvariu, că e foarte important să vedem ce s-a întâmplat în acvariu cu bila. Mai devreme nu s-a văzut, știu că nu s-a văzut și o să repet puțin mișcarea. Între timp, o părere din partea domnului Florin Cantaraciuc. Vă salutăm, domnule. Cu bețe de 3,60 m, pescuiesc constant la 120 de metri, iar cu 3,90 m, 150-160 de metri maxim. Deci se poate, da? Se poate. Se poate, orice. Se poate, fără probleme. Uite, încă lucrează. A lăsat primul strat glazurat care l-avea, dar nu l-a lăsat pe totodată. Da, în timp. L-a lăsat în timp. Domnul Radu Stoican. Salutare, să zicem că observăm că avem trăsături în 80 de metri. Unde credeți că este mai indicat să nădim? Bun asta. Mai jos de 80 sau în 80? Astea sunt
iarăși repet, de fiecare cum simte, că dacă ai o singură lansetă acolo în 80 de metri și tu prinzi un pește, trebuie să-i dai pe ea acolo 2, 3, 5 boilesuri, vorbesc de boiles acum, da? Da, vorbim de boiles acum. Da? Să-i mai dai și vezi ce se întâmplă. În 80 de metri... Eu aș îndrăzni să interpretez puțin întrebarea venită de la domnul Stoican în felul următor. Să zicem, și o citesc din nou, să zicem că observăm că avem trăsături în 80 de metri. Deci ne referim la o prezență constantă a peștelui în 80 de metri. Unde credeți că este mai indicat să nădim? Mai jos de 80 sau în 80? Până în 80 de metri. Scopul este următorul. Să vă exemplific aici. Pentru că se aplică în toate stilurile de pescuit ciprinide. Asta este bila mea de la cârlig. Cârlig. În zona asta am lădit. Peștele, dacă vine din larg, din 100 de metri, din 90 de metri, vine către sursa de hrană. Bila schimbă informații cu apa, sunt curenți în apă și încep să se emane niște lucruri acolo. Îi atrag atenția. În drumul lui, apele sunt tulburi, să fim realiști în sezon. Nici dracu nu vede pe dracu. O să se vadă un pop-up într-o apă de 1,8 metri. Cine spune treaba asta pe vară pe un carpodrom care nu e balastieră, n-are cum să spună bine, sub nicio formă. Deci nu mai e problema de vizibilitate, e problema de receptori la crachi în momentul ăla. El, în momentul în care a luat urma, ghilimele de rigoare, nu o să vină aici. A luat urma și ce este aici, este și aici. E logic că va trage prima dată aici. Este logic că tu va trebui să-ți nădești mai aproape de tine. Chestiunea asta, dacă o faci gradual pe o partidă care se întinde peste 48 de ore, te va ajuta să pescuiești mai lejer, mai degajat, fără să te forțezi să te duci la distanțe mari. Bate vântul și a schimbat direcția și a schimbat intensitatea. Nu te mai forțezi. Așa trebuie să gândești. Întotdeauna mai aproape. Nu sar pe 80. Poți face altceva. Ce vorbeam de limitrof? Vezi că îți merge în 80 și ai o medie de 3-4 kg pe vad, zic doar, da? Stânga, dreapta, una mai sus peste vad și vezi ce e mai în față cu 10, cu 15 metri. Sunt tehnicile normale în care tu sondezi. Să nu te gândești că dacă ai găsit crapist, vor și sta foarte mult acolo dacă le oferi puțin. Ziceai ceva de premieră de 5 bile. Să fim serios, dacă au venit de crap de 10 kg max, ce faci cu 5 bile? Așa este, dar trebuie să simți, să vezi ce... Ce ai la cârlig? Dar este o problemă care e foarte bine că am reușit să o punctăm. Da? Întotdeauna baza în pescuit este ori să ții linia dacă ai în fața ta ceva de care să te legi, adică malul de vis-a-vis în majoritatea cazurilor. Dacă știi că ai distanță de 100 de metri și poți pescuiești în 95, îl ții acolo. Da. Nu te tragi. Te tragi exact cum spunea Max, da? În condiții de mârâială, de îi dai drumul să vină și așa mai departe. Vine vara. Bine. Doamne ajută să vină mai repede. Ce schimbăm la bile vara? Pe un carpodrom de plăcere, într-o partidă de plăcere. Ce trebuie să schimbăm? Rețetă, diametru? Păi cred că putem să schimbăm diametru, să mergem spre un boilez mai mare. Putem să mergem pe mai multă nadă vara, adică să-i dai, să-i dai mai bine, că el se hrănește. Putem să mergem să schimbăm tipul, adică să trecem de la ascuit cu prună la Frankfurter, de exemplu. E Frankfurterul în continuare max o bilă de selecție care te scoate din belea când nimic nu funcționează? Este, întotdeauna. Mai face Frankfurtul magia asta pe un carpodrom? Mai face. Da? Mai face magie. N-are nicio treabă, poți să nădești cu scuit cu prună. Dacă vezi că pe un pat de scuit cu prună n-ai trăsături, poți oricând să bagi un Frankfurter. Da, poți să bagi ceva, să schimbi un pic... Să ieși în evidență. PH-ul, ca să spunem așa. Da, corect, așa e, corect, bine spus. În termen limitați, că nu schimb dintr-un boilez la cârlig pH-ul apei. Dar în termen pescăriști noi așa spunem, hai să schimbăm pH-ul, schimbăm bila la cârlig. Ok. Da? Și poți să faci diferența în momentul în care peștele e mai apatic sau nu știu cum să zic, a început să retragă, pentru că știi cum e pe carpodrom, ai văzut, da? Prins și la un moment dat să tai. Da. Ceva se întâmplă, că tu dai drumul la 1, 2, 3, 10, 20 de pești, înțelegi? Ei cu receptorii lor că au fost în pericol, că da, da. Ei așa consideră că au fost într-un pericol, că l-ai tras de buză, că l-ai pus pe saltea, până i-ai dat drumul, e frică totuși. E stresat. E un animal, e stresat, înțelegi? Și unde să duci? Înapoi de unde a venit.
Și dacă acolo mă gândesc că împrăștie frica asta, toți au un moment ăsta de repaus, ca să zic așa. Aduce aminte că la concursurile după moară, și eu recunosc și mulți alți pescari făceau în felul următor. Nu dădeau cântare extra. Da. Special pe timp de noapte. Da, da, da. Preferam așa să țin 50-60 de pești la saci, 40-30, câți prindeam, înțelegi? Dar să nu fac cântarul. Da, ca să nu se taie vadă. Tocmai în ideea să nu se ducă înapoi acolo și să-mi strice... Păi acum trebuie să spunem și care e treaba cu frica asta, pentru că animale cum sunt peștii nu comunică prin sunete ca noi. Comunică prin... Au niște senzoriale. Comunică și prin ceea ce se numesc hormoni care se pot degaja în apă. Exact. Pe lângă un comportament care poate să fie un pește pe lateral pus, exact cum se întâmplă în bătăile teritoriale, dar pot să fie și receptori chimici care sunt activați și sunt eliminați în apă. Și e foarte probabil ca această frică să poată să fie dusă mai departe într-acolo. Că nu vorbesc, băi, unul pe mal a venit, a dat cu mine de tot, da, dragi, da, pe aici, da, mi-a dat drum, da, gata, mă, plecăm de aici, nu mai e discotecă. Mi-a băgat bățul în ochi, pixul, da. Poză, blițul, și stai că până m-a băgat în minciogă, a dat pe lângă mine de două. Faptul că noi nu înțelegem anumite animale și nu mă refer numai la pești, nu înseamnă că nu comunică între ele. Uite-te la un stol de, nu știu, de grauri. Ai văzut cum își modifică în timpul zborului, în același timp, în tandem? Ai văzut bancurile pe la televizor, pe la BBC, de sardine, cum se mișcă toate, da, într-un fel. E un mod în care comunică și în timp de pericol ai văzut când vine cât un rechin, cât un tarpon, printre ele cum tot prin limbaj corporal, da, transmit mai departe pericolul. La așa fel, e și la crapi. Fel e și la el. Exact, la fel, la fel, la fel, la fel. Radu Botezatu, te salutăm, Radule. E mai bine să începem cu o nădire precaută sau direct masiv cum pescuim pe un carpodrom? E mai bine să stăm un pic să așteptăm să vedem pe unde avem o trăsătură. Nu poți să intri într-un stan să nădești, indiferent că ești la liber, că ești în concurs, trebuie să vezi un pic. Măcar, nu știu, eu stau în general 2 ore să văd dacă mi-a tras în astea 2 ore, clar că știu ce am începe dezmăzul cu năditul, cu măsuratul firelor, abia atunci începe pescuitul. Dar până atunci, ce să-i... Unde îi dai? Și ce îi dai? Uh-huh. Îi dai mult, s-ar putea să nu prinzi că erau 2 pești în față și până îți vin ceilalți 2 milioane care sunt în gârlă, s-ar putea să vecinii să se distreze. Da, îi dai 2 bile, s-ar putea să nu fie de ajuns, că erau 2 milioane de pești acolo și tu ai hrănit doar 2 dintre 3 sau 1, da, și au plecat la vecinii, că au găsit nadă. E cu duș întors. Care este timpul de așteptare optim pe un carpodrom într-o partidă de plăcere între trăsături? Atenție, între trăsături, nu între pești prinși, că de multe ori ai doar trăsătura. Cât recomand sau cât consemnezi tu că ar fi corect timpul de așteptare între 2 trăsături? Deci, repet, dacă te duci la calitate, trebuie să stai 4-5 ore între trăsături, da? Da. Dacă te duci la cantitate, să începi să le schimbi, trebuie să le schimbi un pic mai des, la o oră jumate, 2 ore maxim, cum se procedează. În ideea să-l cauți, să-i dai bila proastă. Și cadența. Asta este activitatea pe care o faci tu ca pescar pe vat. Sunt perfect de acord. Bă, o las 4 ore. Dacă nu-mi tragem 4 ore, o schimb. Dar în momentul în care ai o cadență, că ți-ai invadat peștele, vadul, cam la cât ai sesizat tu, că în urma lansării ai trăsătura? La câteva minute. Se pune problema și la voi la crap, acum pe carpodrom, de trăsături la 8-10 minute sau da, mai mult de 10 minute? Nu. Dar când ai intrat peștele pe vad, îți pleacă și în același timp 2-3. Deci, ultimii 4 pești la Cenușaru, acum da, 2 săptămâni, a fost așa, a plecat la Lanseta 4, eram în drum spre Lanseta 4, a plecat 1-2-3. Deci până am ajuns la Lanseta să pun mâna pe ea, au plecat 1-2-3. Și erau toate 4, erau sus. Greu. Bă, era greu pentru că era pământul foarte ud și, și eu sunt destul de masiv și Dan, cel cu care am pescuit, mai înalt decât mine, înțelegi? Și mergeam ca niște domnișoare, așa, ca niște prințese, să nu alunecăm, înțelegi? Da, da. A fost și frumos, și greu, și plăcut. Spuneai mai devreme de nadă. La categoria nadă, ground bait-uri, preferi producătorii autohtoni? Clar. Da. Nu am dat niciodată cu un ground bait din afară, ca să spun așa, pentru că am mers pe mâna producătorilor locali care am știut că au prins pește cu acel produs, înțelegi? Că degeaba îmi zice cineva, ia o pasacă, sigur prins, înțelegi? Că întreb, ai testat? Păi știi că
La fel sunt și eu, înțelegi? Din punctul tău de vedere, ce ar trebui să găsești ca pescar într-o pungă de ground bait? Care crezi tu că sunt elementele cheie în pescuitul pe ape mai reci, primăvăratice sau toamnatice târzii? N-am stat să sintetizez niciodată, să văd exact ce ar trebui să conțină. Eu știu că când pescuiam cu mămăliga acum 10 ani, da, mămăliga trebuia să fie într-un fel, ca să zic așa. Să aibă un pic de sămânță cânepă în speță, ca să se vadă, să fie un pic neagră, să rămână acolo. Să aibă o spărtură un pic mai grosieră, să aibă și spărtură un pic mai fină, să aibă și mălaiul să fie mai fin, și să aibă și o aromă de vanilie sau o aromă de usturoi. Deci aia nu era mămăligă. Acolo discutăm de un mix cerealier supus da, fierberii, unui tratament termic, da, 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 că erau da, 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 diferite da, granulații. Da, nu da, mămăligă aia, nu, nu, la mine okay, mămăligă e simplă, ai luat-o de așa și ai făcut-o din comerț, nu, aia nu, nu mai e mămăligă. Da, 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 ok. Toate lucrurile astea le amestecam între ele, înțelegi? Și cu pelete de pește și cu... Pelete de pește? Da, am băgat okay, și pelete de pește mai finuți, mai micuți. 2 mm, da. Depinde de perioadă. De exemplu, acum am pescuit cu un pelete mai mic și la săculeț și în mix. Și în mix ai băgat, ai adăugat da, și în mix. Da, 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 da. Înțeles. Mai pentru că rămâne de... acolo, rămâne în urma ta, în urma lansetei, în urma peștelui care strage, mai rămâne câte ceva. Acum 10-11 ani fie vorba între noi, Max, știi că de multe ori veneau mumitoarele la mal închegate. Și acum așa, încă se mai practică. Așa le scuteam și acum. Mai cădea un pic așa. Păi da, mă, fraților, mă, dar am și o întrebare. Care-i, mă, scopul nadei? Să rămână acolo, mă, să aduci pești. Păi rămâne un pic. Rămâne un pic. Păi rămâne un pic de la săpuneți, un pic după, aveți după aici, vârful, mă, aveți după aici vârful pe buzunar, momitorului de acolo. Păi asta e ideea. Că păi asta e, mă, frumusețea la fintele, că de-aia noi prindem mai mult și mai repede decât voi, mă, că voi trosnești cu mămăliga aia acolo de 10 ori. Păi da, mă, noi lăsăm, dar vine și peștele, pentru că asta este logica, mă, la noi. Lasă-mă ceva să vină la masă. Păi da, tu vorbești de o perioadă caldă. Nu, acum. Uite, merg cot la cot cu tine dacă vrei, pe orice baltă vrei, dar dai și tu de decent, nu te-a pus să dai la... Nu, pescuim le pescuim să... Hai să vezi că, uite, eu las nadă, tu nu lași, să vedem care prinde mai bine. Asta e boala mea la pescar, la crap. Întotdeauna am fost chestia asta. Mă, ce aveți? Plecați cu tone de nadă după voi, dar vă chitroșiți la un ground bait, la un momitor, n-ala să nu cadă nada acolo, mor când văd în astea. Lasă-mă să mănânce. Pentru că nu nădim. Despre asta este vorba. Hai că am obținut un răspuns, că asta vreau să obțin. Pentru că nu nădim. Exact ce spunea la început, ca să se înțeleagă de ce nu din primăvara, că se satură repede din exact, puțin. Tu gândește-te că... Eu nu las grosier spre deosebire de tine, eu las foarte fin. Tu lași fin. Se amestecă în amol și nu găsește nimic. Se duce, nu mai găsește. Exact. Dar mie îmi rămân acolo particule mai groase, mai rămâne o bucățică de pelete, mai rămâne un boabă de porumb mai mare sau o jumătate sau un sfert care e mare. Da? Da. Rămân. Dar tu gândește-te că pe timp de... primăvară târzie, ca să zic așa, când momitorul începe să-și piardă din efect și din valoare, în momentul ăla nu mai întărim mămăliga sau mixul pe momitor, înțelegi? Da? Îl lăsăm să cadă mai aproape tot, înțelegi? Pentru că atunci densitatea e mult mai mare pe patul de nadă. Și activ. Sunt mult mai pești, sunt activ, înțelegi? Da. Și mănâncă tot. Da. Da, da. Vorbeam odată cu Johnny, cu Johnny Bărcuțe. Cu Navu Modele? Johnny, da, Bărcuțe, Johnny, da? Johnny, da. Bărcuțe. Și eram pe nu mai știu pe ce baltă eram și el era eu cred că eram pe Moravăsii. Și el era în stânga mea, pe pontonul 7 parcă era. Băi, și s-a apucat mai pe după amiază așa să dea vreo 20 de bulgări de mămăligă în condițiile în care 8, 9, 10 pontoanele alea nu prea funcționau, înțelegi? Și am zis că, băi, Ioane, dar ce faci, mă, după ce că nu prinde mașina de... Lasă-mă, că oricum în 3-4 ore se duce. Înțelegi? Despre asta vorbesc. Da. Da? Ai nădit mixul ăla fiert, da, se spală. Da, pe la mix fiert, mă, la mix fiert, da, nu e mă. Se spală. Da. Înțelegi? La 2-3-4 ore s-a spălat. S-a dezintegrat acolo. El se desface, da, și la un moment dar nu mai e nimic. Nu mai e nimic. Domnul Denis Pișcoran. Salutare. Pe un pat de nadă, cum faci ca, zic, crapul să aleagă bila ta de la cârlig? Pescuiești cu o bilă diferită față de cea cu care nădești sau adaugi un pop-up pentru culoare, vizibilitate? Nu, pop-up cu boilers nu. Am folosit anul trecut la Chița. Da. Așa mi s-a spus că funcționează balta, dar nu, păi, am încercat decât pe o lansetă în ultima oră, înțelegi? Dar și acolo. Plumbin line, săculeț, boilers la săculeț, adică toate ingredientele
nu cred că popa ăla a făcut, mi-a făcut mie diferența, pentru că oricum prindeam pește pe lanseta aia. Dar am zis, hai să vedem și așa cum, cum e. Bun, acum să revenim. Te rog. Rar, rar de tot. Deci, iau punga, am nădit, băgam mâna, am pus la cârlig și am aruncat în lansetă. Ce se întâmplă cu astea? Da? Cu glazuratele, da, cu boilesurile de cârlig. Și așa avem și un lichid pe care îl vom descoperi săptămâna viitoare când vom discuta cu Alex. Da, într-adevăr, le folosim. Și le folosim bine de tot. Și când începe concursul, să-i dăm rapiditate, să atracție, clar, avem, vorbim de o atracție. Ai văzut, știu, uite cum s-a făcut. Da, păi se vede și în continuare bila asta lucrează aici. Înțelegi? Ea este o bilă tare aici. Da, da, da. E un boiles. E un boiles. Da. Bun. Clar că le folosim. Și de obicei, mai de obicei, mai nădesc uscuiți cu prună și pun franfurtări la cârlig. Sau nădesc, vezi că s-a lăsat și... Asta vreau să spun, că s-a lăsat, dar nu foarte mult. Și aici este foarte important să înțelegem niște lucruri când se lasă, da? Este vorba de absorpția de apă, e vorba de mix. Da. Uite, acum cred că o să vadă mult mai bine. Trei poziții diferite, una de primăvară de vreme pe pop-up, una de sezon și una de toamnă. Eu consider că ultima, cea din spate, pop-up-ul m-a ridicat, cârligul m-a ridicat, de fapt aș vedea-o pentru toamnă, că apa vine de la cald spre rece, nu de la rece spre cald. Exact, și aici poți să-i pui, poți să-i pui și un les mic, un plumb mic pe, pe fir și atunci se lasă și stă și... Exact. Am înțeles. Să nu uităm că o nație a inventat până aici pescuiesc cu cârligul. Depinde foarte mult și de ce este jos, pentru că dacă ai o pătură de iarbă până, nu știu, 5-6 cm, așa a apărut uitipul, denumirea lacului, da, clar, evident, deci a trebuit să iasă o omeală în evidență, pentru că ăla nu o găsea acolo. Bine, discutăm de apă limpede, discutăm de mai multe povești cu astfel de monturi. Gabriel Silviu, te salutăm, Gabi. Bile proaspete sau bile vechi? Bile proaspete întotdeauna, bila veche, când e mai deshidratată, la calitate, că stă mai bine în apă și... Deci bila deshidratată este un factor suplimentar benefic în pescuite de calitate. Toți pescarii din România de competiții folosesc, am în geantă eu un borcan mai de anul trecut, îl mai dăm cu burghiu. Și... Cu ce îți hidratezi bilele? De obicei nu prea le hidratezi, dacă pescuiesc cu bilă proaspătă, nu... Bilele tare vechi le hidratezi, la asta mă refer. Nu, curate, exact așa. Așa cum sunt ele. Da, ne chinuim un pic cu burghiu, dar rămân așa. Rămân așa. Să știi că... Asta e ideea, să e la calitate și mergi să fie un pic, nu mai atât de mult aromă, e mai... Își mai pierde din aromă și rămâne ceva mai, nu știu, ceva diferit. Am înțeles. Noi doi va trebui să ne reîntâlnim în studio, dacă îți va mai permite timpul. Și nouă emisiile, pentru că suntem la un minut de finalul emisiunii. Și pe repede înainte va trebui să menționez întrebările care le-am considerat interesante în ideea în care ne-au dat rezultat în discuția noastră. Domnul Haitem Zoltan, sau Haitem Zoltan, îmi cer scuze că nu știu exact cum se pronunță, abordare lac nou cu strategie de nădire. Și aici ne-ai spus ce ai făcut la Cenușar, unde n-ai mai pescuit și cum ai pescuit. O următoare întrebare a venit din partea lui Ionuț Pintea, tehnici de separare în condiții de presiune. Toți pescarii dăm în 115 metri, cum faci tu să ieși în evidență? Și mi-ai povestit de un marker de modificarea până la galet, da? Da, ca să nu stau să mă chioresc noaptea. Și te-ai tras cu, ai dat cât ai putut și te-ai tras până în 110 metri, am reținut. Și domnul Radu Stoican cu distanțe de nădire pe un vad, am pești în 80 de metri, unde nădesc? Peste 80 sau până în 80. Și am punctat foarte bine lucruri de bază pe un carpodrom pentru cei ce ne-ați urmărit. Așadar, domnul Zoltan, domnul Ionuț și domnul Radu Stoican, felicitări, sunteți câștigătorii premiilor de 200 de lei fiecare premiu susținut de Bucovina Baits. Alex, sper că ai fost și tu cu noi în live în această seară, nu am de unde să știu. Dacă ai făcut-o, îți mulțumesc frumos și ție pentru prezență și da, ne vom vedea săptămâna viitoare împreună, joi. Pe final, ca de obicei, citiți, vizionați, cumpărați. Să știți că nu degeaba de când am început aceste live-uri, mesajul nostru de final este blog, canal de YouTube și magazin. Prima și prima dată documentează-te, citește. A doua oară, pune mâna cu ochii. Uite-te, de asta avem canalul de YouTube. Iar la final, când ți-ai format o părere,
mergi și cumpără. Ai site-ul acolo, www.totalfishing.ro. Vă mulțumesc frumos pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sper că v-ați simțit bine și v-ați extras informații cu privire la pescuitul și abordarea pescuitului pe carpodrom când vizați crappie. Sunt Radu Dăscălescu și până data viitoare să ne găsim cu bine la pescuit cu Total Fishing. Toate bune! Seara bună și vă mulțumim pentru atenție!